Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, născut pe 14 ianuarie 1952 la București, este un om politic român, prim-ministru al României între 28 decembrie 2004 și 22 decembrie 2008, președinte al Partidului Național Liberal din 2005 până în 2009. În prezent, el este, din anul 2015, președintele Alianței Liberalilor și Democraților, ALDE, formată prin fuziunea Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator, care din 2016 este membru în coaliția guvernamentală condusă de PSD. De asemenea, el îndeplinește din anul 2014 funcția de președinte al Senatului. Călin Popescu Tăricianu s-a născut la data de 14 ianuarie 1952 în municipiul București. Mama sa, Alexandrina Luis Lăzărescu, la naștere Atanasiade, a fost de origine greacă, mama ei fiind grecoaică, iar tatăl ei pe jumătate român și pe jumătate grec. Gheorghe Atanasiade, bunicul lui Călin Popescu Tăricianu, a fost unul dintre pionierii importului de automobile în România. După finalizarea studiilor medii la Liceul Sfântul Sava din București, Călin Popescu Tăricianu a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcții din București, actuala Universitate Tehnică de Construcții, în 1976, urmând ulterior și un masterat în matematică și informatică la Universitatea din București, în 1981. După absolvirea facultății, a lucrat ca inginer la Consiliul Național al Apelor, filiala Argeș, în perioada 1976-1977, inginer la Trustul de Construcții Industriale București, 77-79, și ca asistent universitar la Facultatea de Hidrotehnică din București, perioada 1980-1991. În anul 1990 a fondat al doilea post de radio privat din România, Radio Contact, al cărui director general a fost în perioada 1992-1996. Începând din anul 1993, este partener asociat la Automotive Trading Service, importator oficial Citroen în România. Este membru fondator și președinte, perioada 1994-1997 și 2001-2003, al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, APIA, apoi președinte de onoare din 2003. De asemenea, este membru fondator al Clubului Român de Presă. Tăricianu a fondat Radio Contact în anul 1990, iar din anul 1993 a intrat în afaceri cu automobile. De atunci este președinte și director general al companiei Automotive Trading Service, care reprezintă marca franceză Citroën în România. În anul 1990 a fost fondator al Partidului Național Liberal, îndeplinind în același an funcția de secretar executiv. În prima legislatură după Revoluția din decembrie 1989 a fost deputat de Arad pe listele PNL. Perioada 1990-1992, îndeplinind în această calitate funcția de membru în Comisia Economică și în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret, Sport a Camerei Deputaților. Pentru 3 ani, perioada 1990-1993, a fost lider al PNL Aripa Tânără. Tăricianu a candidat
fără succes, sub sigla formațiunii Noul PNL, la funcția de primar al municipiului București. În anul 1993 revine în cadrul PNL, îndeplinind funcția de vicepreședinte al PNL, între 1993 și 2004. Ca urmare a câștigării alegerilor parlamentare din octombrie 1996 de către Convenția Democrată Română, din care făcea parte și PNL, Călin Popescu Tăricianu este ales ca deputat de București pentru legislatura 1996-2000, fiind în această calitate membru în Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare. În perioada 12 decembrie 1996-5 decembrie 1997, Tăricianu îndeplinește funcția de ministru de stat, ministru industriei și comerțului în guvernul Victor Ciorbea. La alegerile din noiembrie 2000 a fost ales deputat de București pe listele PNL. În legislatura 2000-2004 a îndeplinit funcțiile de vicepreședinte al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, perioada decembrie 2000-februarie 2004, și de vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Asigurări în Camera Deputaților. În anul 2003 a devenit vicepreședinte al Partidului European Liberal Democrat. După alegerile parlamentare din noiembrie 2004, Călin Popescu Tăricianu este reales ca deputat de București pe listele PNL, fiind în această calitate și membru în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților. În 20 martie 2009, pierde funcția de președinte al PNL cu 546 de voturi față de cele 873 de voturi ale contracandidatului său, Crin Antonescu. La 2 octombrie 2004, după retragerea lui Teodor Stolojan pe motive de sănătate din funcția de președinte al PNL și candidat al Alianței DA la alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2004, Călin Popescu Tăricianu devine președinte interimar al PNL, copreședinte al Alianței DA alături de Traian Băsescu și candidat propus pentru funcția de prim-ministru al României într-un eventual guvern format de Alianța DA. După câștigarea alegerilor prezidențiale de către Traian Băsescu, acesta din urmă l-a desemnat pe Popescu Tăricianu cu formarea cabinetului Tăricianu. La data de 28 decembrie 2004, acest cabinet a fost votat de Parlament cu 265 de voturi pentru și 200 împotrivă și a fost învestit, iar Tăricianu a devenit noul prim-ministru al României. În februarie 2005 a fost ales ca președinte al Partidului Național Liberal. Cabinetul Tăricianu a anunțat că intenționează să-și dea demisia în 7 iulie 2005, cu scopul de a provoca alegeri anticipate. Intenția demisiei a fost cauzată de respingerea de către Curtea Constituțională a unui pachet de legi pentru reforma justiției. Alegerile anticipate au fost dorite de președintele Traian Băsescu încă de la victoria sa în alegerile din 2004. În urma întâlnirii cu comisarii europeni la Bruxelles, premierul Tăricianu și-a reconsiderat decizia, renunțând să mai demisioneze. La 19 iulie 2005, Popescu Tăricianu s-a răzgândit și și-a retras decizia de a demisiona, argumentând faptul că inundațiile catastrofale care loviseră țara, ca și exemplu orașul Comănești, cereau ca țara să aibă un guvern. Inundațiile uciseseră 66 de oameni în România în acel an, lăsând mii de oameni fără case.
Din acel moment, relațiile dintre Popescu Tăricianu și președintele Băsescu s-au înrăutățit, ultimul refuzând să se întâlnească cu primul ministru în zilele următoare anunțării deciziei de a-și retrage demisia. În septembrie 2005, un ziar a declarat că la 9 aprilie 2004, Tăricianu a cumpărat 10 milioane de acțiuni ale companiei Rompetrol, bazându-se pe informații obținute din interior, de tip insider trading, acțiuni pe care le-ar fi vândut cu profit după ce a devenit prim-ministru. La data de 5 aprilie 2006, președintele Traian Băsescu a afirmat că regretă că l-a numit pe Tăricianu prim-ministru și l-a acuzat de parteneriat cu grupuri de interes economice. O altă dispută cu președintele Băsescu a fost generată de anunțul oficial al lui Tăricianu la 29 iunie 2006 că Partidul Național Liberal sprijină retragerea trupelor românești din zonele de conflict unde nu se află sub mandat al ONU, NATO sau Uniunea Europeană. Președintele și-a exprimat opoziția puternică față de retragerea trupelor românești din Irak. În seara de 25 iulie 2006, Tăricianu conducea o motocicletă Harley Davidson îndreptându-se spre Corbeanca, când a intrat în coliziune cu un autoturism Ford Mondeo. Tăricianu a suferit o ruptură de menisc și a rămas temporar fără permis de conducere. La data de 21 martie 2007, premierul Călin Popescu Tăricianu a prezentat un comunicat de presă al Guvernului României în care a declarat că va prelua, pentru un timp limitat, cu titlu interimar, responsabilitățile ministrului de externe, până când se va rezolva starea de blocaj din Ministerul Afacerilor Externe. Acest fapt a fost generat de decizia președintelui Băsescu de a nu-l numi în funcție pe Adrian Cioroianu, după 43 de zile de la demisia din funcție a lui Ungureanu. La data de 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională a României a decis că, cităm, refuzul președintelui României de a numi un membru al guvernului la propunerea primului ministru a generat un conflict jurisdicțional de natură constituțională. Președintele României nu are drept de veto, dar el poate cere primului ministru să-și retragă propunerea dacă observă că persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru al guvernului. Am încheiat citatul. În aceeași zi, Cioroianu a preluat funcția de ministru al afacerilor externe. La data de 1 aprilie 2007, Tăricianu i-a demis pe miniștrii membri ai Partidului Democrat, Partid Pro-Băsescu, și a format un guvern minoritar împreună cu Uniunea Democrată Maghiară din România. Guvernul a fost aprobat de Parlament la 3 aprilie cu sprijinul Partidului Social Democrat. Guvernul Călin Popescu Tăricianu a trecut de moțiunea de cenzură votată de Parlament la 3 octombrie 2007, moțiune ce a fost inițiată de către Partidul Social Democrat. Deși 220 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii și doar 152 au votat împotriva ei, moțiunea avea nevoie de 232 de voturi pentru a provoca căderea guvernului. Călin Popescu Tăricianu este acționar la mai multe companii, printre care BRD, SIF 2, SIF 3, SIF 5 și Banca Transilvania. Averea totală a premierului este estimată la 15 milioane de dolari americani. Călin Popescu Tăricianu vorbește fluent engleză și franceză.
în data de 4 martie 2014, după retragerea PNL din guvernul Victor Ponta, Crin Antonescu, președinte PNL, demisionează din funcția de președinte al Senatului. În data de 10 martie 2014, Călin Popescu Tăriceanu a fost ales președinte al Senatului României cu voturile PSD din postura de senator independent. În 2014, Călin Popescu Tăriceanu și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2 noiembrie, având poziția a 13-a pe buletinele de vot. La alegerile pentru președinția României din noiembrie 2014, Popescu Tăriceanu a obținut, în primul tur de scrutin, organizat în ziua de duminică 2 noiembrie 2014, un număr de 508.572 de voturi din numărul total de 9.723.232 de voturi, terminând pe locul 3 din 14, cumulând circa 5,36% din toate voturile exprimate și validate. Printre realizările personale, Tăriceanu prezintă următoarele: restructurarea sectorului petrolier din România și înființarea Companiei Naționale a Petrolului Petrom, restructurarea sectorului minier din România, restructurarea Companiei Naționale Electrica, realizarea proiectelor de restructurare a industriei oțelului și producției de automobile, liberalizarea comerțului extern prin eliminarea barierelor non-tarifare. Călin Popescu Tăriceanu este autor a 37 de lucrări științifice și articole în domeniul alimentării cu apă și a tratamentului apei. Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de 5 ori și are 3 copii. Printr-o hotărâre de guvern emisă de guvernul Tăriceanu, petrolul și gazele din jurul insulei Șerpilor au fost concesionate unei firme, Media Resources SRL, ce are un capital social de doar 200 de lei. Bilanțul pe 2007 al acestei firme arată că nu are angajați, iar cifra de afaceri a fost 0 lei. Media Resources SRL nu are sucursale, nu are sedii secundare și nu are administratori, cenzori, persoane juridice. Călin Popescu Tăriceanu a sprijinit taxa specială de mediu care taxează toate mașinile nou înmatriculate în România. Această taxă este motivată de limitarea emisiilor de dioxid de carbon și prevenirea invaziei de mașini la mâna a doua și este similară altor taxe impuse de țările nou intrate în Uniunea Europeană. Taxa a fost modificată, fără să fie totuși în concordanță cu cerințele Uniunii Europene. La data de 7 iulie 2016, Direcția Națională Anticorupție, DNA, a dispus trimiterea în judecată a lui Călin Popescu Tăriceanu pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. Acesta este acuzat că, sub jurământ fiind, ar fi făcut declarații necorespunzătoare adevărului și ar fi îngreunat intenționat acte de urmărire penală. Lui Călin Popescu Tăriceanu i-au fost respinse toate cererile și excepțiile formulate împotriva rechizitorului DNA, ultima fiind respinsă de magistrații în alte curți de casație și justiție în februarie 2017. Procesul pe fond a avut loc și
și a început la data de 14 martie 2017. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat în Parlamentul României legat de preluarea de către România de la 1 ianuarie 2019 a președinției Consiliului Uniunii Europene că pe agendă, cităm, nu există nimic care să țină de interesul nostru, cum ar fi aderarea la spațiul Schengen sau ridicarea MCV. Eu consider că România nu e pregătită din cauza problemelor politice, deci nu din punct de vedere tehnic. Pregătirea președinției presupune, înainte de toate, un efort administrativ, politic, de corelare cu Comisia și cu Consiliul Uniunii Europene, dar dincolo de acest lucru, cred că este o ocazie foarte bună care se oferă fiecărui stat, pe rând, să promoveze și o agendă cu subiecte de interes național, de interese proprii. Dincolo de interesele de ordin general, care sunt incluse în agenda europeană a președinției României, nu există nimic care să țină de interesul nostru, cum ar fi aderarea la spațiul Schengen sau ridicarea MCV-ului. Am încheiat citatul. Jocul politic al liderului ALDE s-a dovedit a fi unul de echilibru. Acesta, fără a renunța la principiile pe care le-a enunțat în permanență, fără a da înapoi de la lupta cu așa numitul stat paralel, a avut o prestație publică coerentă, deși de multe ori a dat declarații împotriva curentului de opinie.